chiar Sfântului Duh. Amin. Amin. Dacă zice că nu avem păcate și lepsim și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Să ne mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Atotmilostivule Dumnezeu, mărturisim înaintea Ta că suntem din natura noastră păcătoși și murdari. Am păcătuit împotriva Ta cuvântul, cu cuvântul și fapta, prin ceea ce am făcut, dar și prin ceea ce am lăsat nefăcut. Nu Te-am iubit pe Tine cu toată inima noastră și nici nu Ne-am iubit aproapele ca pe noi înșine. Pe drept meritând pedeapsa Ta, atât în prezent cât și pentru eternitate. De dragul Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai milă Dumnezeule de noi, iată-ne, reînnoiește-ne și călăuzește-ne, astfel încât să ne găsim plăcerea în voia Ta și să umblăm în calea Ta pentru gloria numelui Tău Sfânt. Amin. Atotputernicul Dumnezeu, în mila Sa, a dat pe Fiul Său să moară pentru voi și de dragul Lui Dumnezeu vă iată toate păcatele voastre. Tuturor acelora care crede în Iisus Hristos, i-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu și a dăruit Duhul Sfânt. În urma mărturisincoase și a pocăinței, eu ca un slujitor nevrednic, dar chemat și rânduit prin autoritatea lui Iisus Hristos, vă iert toate păcatele voastre între Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna Ta ai zbonit un neamul ca să-i strădești pe ei. Ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei. Să ne rugăm, Doamne.
sănătate și protecția oamenilor din toate locurile, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, pentru vreme favorabilă, pentru recolte îndelșugate, pentru toți aceia care lucrează pământul, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, pentru cei care nu reușesc să-și procure cele necesare traiului de zi cu zi, pentru cei bolnavi, pentru cei orfani, pentru cei depătiți, pentru cei singuri, să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, pentru conducătorii acestei țări și ai întregii lumi, pentru ca ei să ne conducă după voia lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu. Prima citire din această duminică, duminica Sexagesima, este din Isaia, de la capitolul numărul 55.
Căci, după cum ploaia și zăpada se coboară din cer și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și fac să rodească, ci să o odrăslească, pentru ca să sădească muncă semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va primi planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori
De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu muiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea în foame și în sete, în posturi adesea în fric și în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile plictisitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, rugătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos de la o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Cunosc un om, Hristos, care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost într-un, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Și știu că omul acela, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă dau, n-aș fi nebun, că și-aș spune adevărul, dar mă feresc ca să nu aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce se vede în mine sau se aude de la mine. Și nu că mă aflu în mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș și în carne, un sol al satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă gând. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Poartă-te cu Domnul Tău după bunătatea Ta și învață-mă gândurile Tale. Eu sunt Domnul Tău, dă-mi începe ca să cunosc învățăturile Tale. Aleluia! 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 Citirea din Sfânta Evanghelie pentru această duminică este Evanghelia Sfântului Luca de la capitolul numărul 8. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el nouă din diferite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să semene sămânța, pe când semăna el o parte din sămânța a căzut lângă drum. A fost călcat în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat, pentru că n-avea rovezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au cădecat. O altă parte a căzut pe pământ bun, a crescut și a făcut rod însuțit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat. Cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii lui l-au întrebat, ce înțeles are pilda aceasta? El le-a răspuns. Vouă a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți se vorbește în pilde ca măcar că vă să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care
când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred că la o vreme a Duminei ispita cad. Sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie nebușit de grijile bogățiile și plăcerile vieții acestea și n-aduc rod ca să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos! Să vă stim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Crede-te unul Dumnezeu, Tatăl a avut puternicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care de Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toată s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub poțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat la treia zi după Scripturi și s-a ascuns la cer, și a vedea dreapta Tatălui și iarăși va veni mântuirii Mărie să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și Duhul Sfânt, Domnul și de viață de Tătorul, care l-a dat și de la Fiul cu cerbe, care pe unul cu Tatăl și Fiul este adăugat și preamărit, care a venit în poroși. Și într-una sfântă, atotcuvințătoare și apostolică biserică, mărturisesc cu botez că iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.
după Epifania Domnului nostru Iisus Hristos. Este o duminică care în calendarul bisericii noastre poartă denumirea de duminica sexagesima. Suntem așadar la 8 duminici distanță de sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și în penultima duminică, înainte de începerea postului mare, sezon care anul acesta va începe la data de 17 februarie, odată cu Miercurea Cenușie. Dragii mei, pentru această duminică, duminica sexagesima, predica se fundamentează pe textul pe care l-am citit în cadrul citirilor liturgice a Evangheliei, Luca, capitolul 8, versetele de la 5 și până la 15. Dragii mei, pilda aceasta prezentată în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos este una dintre cele mai cunoscute și mai predicate parabole pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a rostit. Duminica trecută, duminica septuagesima, am predicat din pilda care poartă denumirea în traducerea lui Dumitru Călinescu, pilda lucrătorilor vie. Acolo am văzut faptul că accesul în Împărăția lui Dumnezeu se face exclusiv prin har, ci nu prin efortul proprii, indiferent cât de mari ar fi aceste eforturi. Pilda din această duminică, numită pilda semănătorului, se încadrează în aceeași linie, vorbindu-ne despre modul în care Evanghelia lui Hristos lucrează ca mijloc al harului lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Paul ne spune foarte clar că Dumnezeu naște credință în inima omului prin predicarea Evangheliei, după cum citim în Romani, capitolul 10, credința vine din predicare, iar predicarea din Cuvântul lui Hristos. Fiind un neata prin care Dumnezeu lucrează credință și mântuire în om, Evanghelia este mereu și mereu sub asalt din partea diavolului și a demonilor săi, care sunt reprezentați în această parabolă prin mai multe imagini. Păsările cerului, găsim la versetul 5, apoi despre care mi se spune că au devorat sămânța Evangheliei. Ispitele sunt alte instrumente pe care diavolul le folosește pentru a face cuvântul Evangheliei ineficient în inima omului. Pilda noastră ne pictează plăcerile acestei vieți sub forma unui teren stâncos și lipsit de umiditate. O imagine a faptului că mulți oameni își dau inima unor lucruri greșite. O altă uneată folosită cu succes de către diavol pentru a sufoca Evanghelia sunt îngrijorările acestei vieți, care sunt concretizate de către spinii care distrug credința, după cum citim, spinii crescând în același timp au înăbușit-o. Dragii mei, Evanghelia lui Hristos și credința trebuie să fie tratate cu foarte mare seriozitate, deoarece dacă noi nu căutăm adevărata Evanghelie care naște adevărata credință, diavolul, inamicul adevărului, va da o luptă teribilă ca Evanghelia lui Hristos să nu aducă rod în inima noastră și pentru ca credința noastră să fie distrusă. Primul aspect pe care trebuie să-l înțelegem pe deplin din această pildă este că semănătorul este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. El este Hologos, așa cum citim în Ioan capitolul 1, adică cuvântul. Cuvântul însuși despre care Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune Theos en Hologos, adică cuvântul era divin sau era Dumnezeu, după cum traduc majoritatea versiunilor românești ale Sfintei Scripturi. Dumnezeu, datorită milei sale nemărginite,
oferă acest cuvânt omului păcătos și nevrednic, astfel încât, prin credința în cuvânt, omul să primească iertarea păcatelor, să fie liberat din robia păcatului, a morții și a diavolului și să primească viața veșnică. Pilda din această duminică ne spune în mod clar faptul că toată această mântuire este în locul Harului lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este Cel care seamănă cuvântul divin, pentru că acesta să producă credința care duce la mântuire. Aceasta este bunătatea absolută pe care Dumnezeu ne-o arată. El, Cel care ne-a adus la viață prin cuvânt, ne readuce la viață prin cuvântul Său, chemându-ne să fim ai Lui și restaurând în noi imago Dei, chipul lui Dumnezeu, cu care noi am fost creați, dar care a fost pierdut atunci când am păcătuit. Evanghelia lui Hristos ne spune față cu Dumnezeu nu s-a limitat doar la a face ispășire pentru păcatele noastre în Hristos, pentru ca mai apoi să lase mântuirea la îndemâna efortului nostru, ci Dumnezeu este Cel care vine, seamănă Evanghelia mântuirii în inima noastră pentru a naște în noi această credință care duce la mântuire, după cum ne spune Sfântul Apostol Paul în Romani, capitolul 1, unde citim astfel. Eu nu mă rușinez de Evanghelie, căci în ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede, mai întâi a iudeului și apoi a grecului, căci dreptatea lui Dumnezeu este revelată în ea din credință spre credință, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Evanghelia lui Hristos, dragii mei, este mijlocul de răscumpărare și de sfințire a omului. Semănătorul seamănă cuvântul Evangheliei acolo unde diavolul a făcut pământul infectiv. Domnul nostru Iisus Hristos însuși fertilizează acest pământ, irigându-l și îngrășându-l cu sângele Său vărsat pentru noi. Ceea ce a fost al lui Dumnezeu prin creație, dar răpit de către diavol prin păcat, este acum revendicat de către Domnul nostru Iisus Hristos, prin har și prin jertfa Sa la cruce. Este doar harul lui Dumnezeu Cel care face ca Fiul lui Dumnezeu să vină în lumea noastră, să ia asupra lui natura noastră și să devină unul ca noi, pentru a ne elibera din robia păcatului, a diavolului și a morții și să ne aducă înapoi la Tatăl nostru. Dumnezeu nu are niciun fel de obligație să facă acest lucru, ci face toate aceste lucruri doar și doar pentru că El ne iubește. El vine să semene semnița Evangheliei pentru că, spune Apostolul, Sfântul Apostol Ioan, în Ioan capitolul 3, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unul născut, ca oricine crede în El să nu piardă, ci să aibă viață veșnică. Ci pentru că Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dragii mei, așa cum am spus în debutul acestei predici, Evanghelia creează în noi acea credință mântuitoare. Dar această Evanghelie este sub un continuu atac din partea diavolului. De aceea, această pildă a Domnului nostru Iisus Hristos este un veritabil avertisment pentru fiecare dintre noi. Suntem mereu sub asediul diavolului, care insistă sub orice fel de forme să înnăbușe cuvântul Evangheliei pentru ca credința noastră să slăbească și să fie pierdută, iar odată cu ea să ne pierdem și mântuirea. Diavolul știe acest lucru și, dragii mei, face absolut tot ce stă în putință ca noi să neglijăm Evanghelia lui Hristos care vine la noi prin cuvântul predicat, prin absoluțiune, prin administrarea sacramentului Euharistiei, toate acestea fiind puncte culminante ale liturgiei Bisericii lui Hristos. Diavolul este Cel care lucrează mereu și mereu ca noi să stăm departe de Biserica Sa,
fie că ne este somn și nu ne putem trezi la timp, pentru că slujba este prea de dimineață, fie că trebuie să mergem brusc la muncă, fie că nu ne putem despărți de anumite obligații pe care le avem pentru anumite persoane și așa mai departe. Prin toate aceste mijloace, diavolul nu face altceva decât să înlămușească Evanghelia lui Hristos pentru noi și să distrugă credința noastră care este susținută exclusiv prin această Evanghelie a lui Hristos, care, repet, vine la noi prin cuvântul predicat, prin absoluțiune și prin administrarea sacramentului Eucharistiei în Sfânta Biserică a Domnului nostru, Iisus Hristos. Dragii mei, credința adevărată va lua mereu în serios atât atacurile diavolului cât și sfințirea noastră care se face tot prin Evanghelia lui Hristos. Diavolul ne urăște și face tot ce poate să ne țină departe de Evanghelia lui Hristos, ispitindu-ne sau împovărându-ne inimile pentru ca noi să stăm departe de această Evanghelie. Sfântul Apostol Ioan îl descrie pe diavolul ca fiind dragonul cel mare, șarpele cel de la început, care se cheamă diavolul și satana, cel care înșală toată lumea, după cum citim în Apocalipsa la capitolul 12. Sfântul Apostol Paul spune despre diavolul următoarele lucruri. Sfântul Apostol Petru, în 1 Petru, capitolul 5. Dușmanul vostru, diavolul, ca un leu care rage tot în coale căutând pe cine să înghită. El caută să facă sămânța Evangheliei să nu aducă rod în noi, adică să nu nască acea credință care ne duce la mântuire. În grădina Edenului, prin ispita lui mincinoasă, diavolul ne-a răpit de la Tatăl nostru Ceresc și ne-a dus în robia păcatului și a morții. Acum, diavolul vrea să ne despartă de Evanghelia lui Hristos, dar harul lui Dumnezeu, pentru ca noi să nu fim eliberați din robia păcatului, a morții și a diavolului, eliberare care vine prin Hristos și pe care noi o primim exclusiv prin credința pe care Dumnezeu o lucrează în inima noastră prin Evanghelie, care este administrată în Biserica lui Hristos prin predicare, prin administrarea sacramentului Eucharistiei și prin absoluțiune. Pilda din această duminică, dragii mei, ne explică toate aceste lucruri foarte clar prin cuvintele care spun vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva crezând să fie mântuiți. Dragii mei, avertizarea cu care această pildă ne este una foarte serioasă. Cel care îi permite diavolului să înnăbușe Evanghelia lui Hristos în propria inimă, va fi lipsit de Hristos și va auzi cuvintele de condamnare a lui Dumnezeu care spun în Matei, capitolul 25, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. De aceea, noi nu trebuie să-i lăsăm loc diavolului să ne asalteze cu minciunile sale care vin îmbrăcate în tot felul de ispite, în tot felul de oportunități sau în tot felul de greutăți. Diavolul va face tot ce poate să ne țină la distanță de Biserica lui Hristos și să ne țină la distanță de participarea în liturghia Bisericii lui Hristos. De ce? Pentru că el știe foarte clar că în liturghia Bisericii lui Hristos, Domnul nostru însuși vine și ne hrănește credința, ne crește credința, ne întărește credința prin predicarea Cuvântului Evangheliei, prin rostirea absoluțiunii asupra păcatelor noastre și prin administrarea sacramentului Eucharistiei, care nu este altceva decât Evanghelia lui Hristos care vine la noi în mod substanțial, prin adevăratul trup și adevăratul sânge al lui Iisus Hristos, cu care noi ne împărtășim în mod fizic atunci când mâncăm pâinea consacrată și bem vinul consacrat în cadrul Eucharistiei. Nu există altă cale prin care credința noastră să fie păstrată, să fie conectată cu Dumnezeu, decât participarea noastră în liturghia Bisericii lui Hristos. Evanghelia lui Hristos
face ca credința să strălucească în inimile celor care o aud. Doar Evanghelia lui Hristos are puterea de a alunga întunericul din inimile noastre. Domnul vine în Sfânta Sa Biserică să semene în inimile noastre acea sămânță a Evangheliei sale prin predicarea cuvântului, prin absoluțiune și prin administrarea sacramentelor. El vine să ne ofere iertarea păcatelor, să ne curețe de mizeria pe care o adunăm pe noi prin viața noastră păcătoasă de zi cu zi. El vine să ne hrănească, căci spune Domnul însuși în Matei capitolul 4, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut ai săi în Sfântul nostru botez și ne ține să fim ai săi prin Evanghelia lui Hristos, care vine la noi prin predicare, prin absoluțiune și prin sacramentul Euharistiei. Dragii mei, Evanghelia lui Hristos trebuie păzită de atacurile diavolului dacă vrem ca ea să aducă roade și în noi. Noi trebuie să rămânem credincioși Evangheliei, trăind duminică de duminică miracolul predicării Evangheliei, al absoluțiunii și al sacramentului Euharistiei. Acesta este unicul mod prin care credința noastră îl va ține pe diavol departe de a ne face rău. Cuvântul Domnului spune în Efeseni capitolul 2 astfel: prin har ați fost mântuiți, datorită credinței, și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Credința aceasta se manifestă prin diverse fapte bune și de dragoste față de aproapele nostru. Însă niciuna dintre aceste manifestări nu sunt mai clare și mai binecuvântate pentru sufletul nostru, așa cum este participarea noastră în liturghia Bisericii lui Hristos, locul unde Domnul nostru însuși vine să ne hrănească credința, să ne crească credința prin predicarea cuvântului Evangheliei, prin rostirea absoluției asupra păcatelor noastre și prin administrarea sacramentului Euharistiei. Pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți în Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Binecuvântează, Doamne Dumnezeule, și biserica aceasta pe care Tu
Părinților aici între noi. Binecuvântează, Doamne, pe Maria, pe Alina, pe Sorinși, pe Sorinși, pe toți cei de acolo. Binecuvântează pe Anca și familia ei și pe mod special acuantul de ei și ajută-i să treacă cu bine din această experiență nefericită a îmbolnăvirii cu COVID-19. Binecuvântează pe Gabriela, familia ei și pe toți cei de acolo. Fiatul de Cristi și Carmen și toți cei de acolo. Binecuvântează pe Adrian, pe Luisa, pe Rebecca și pe Sio și pe toți cei de acolo. Binecuvântează, Doamne, de asemenea și pe Florentina, pe Sergiu, pe Matea și pe toți cei de acolo. Și ajută, Doamne, pe Sergiu să rezolve toate lucrurile care stau ca o barieră în care și să se pregătească pentru a fi un adevărat slujitor al Bisericii tale. Binecuvântează, Doamne, Dumnezeu, de asemenea, pe Rebecca și pe toți cei dragi ei. Binecuvântează pe Adina și pe Sergiu și pe toți cei dragi lor. Te rugăm să binecuvântezi pe Traian și pe Opinia și pe toți cei dragi lor și pe special. Alu, fără să se coboară peste Opinia, să vă plătești cu bucur care s-a zămislit în cuvânte cu ei, să facă să crească sănătos, pe Otilia să fie sănătoasă și nașterea să aibă loc cu bine. Te rugăm de asemenea să binecuvântezi pe George și pe Mihaela și pe toți cei dragi lor, pe Iulia și pe toți cei dragi ei și te rugăm să binecuvântezi, Doamne, pe Jesse, pe Larisa, pe Ciprian și pe toți cei dragi lor. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi pe frații noștri din Italia, să fii cu Luis și cu toți cei dragi lui, să binecuvântezi pe Michael și Nancy și pe toți cei dragi lor, pe Lorenzo și pe toți cei dragi lui, pe Joshua și toți cei dragi lui, pe Alessio și pe toți cei dragi lui, binecuvântează și pe Tomaso Masone, pe Giorgio Rufa și pe toți cei dragi care se închină acolo în Italia, în Benitor. Binecuvântează de asemenea cu Jovel, Iro, Giorgio și Mina și pe toți cei dragi lor și pe Clața Manis, binecuvântează de asemenea, Doamne, și pe Hugo Lazaro, pe Cristo Conse, Grimită și Șișcov, Virginia Goranova, Nicola Mitre și Artur Bojunov și toți cei dragi lor. Binecuvântează de asemenea și pe Hugo Gabriel din Danemarca și familia lui. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, Dumnezeule, te rugăm să binecuvântezi pe aceea de ajutor care suferă în locul lor și te-a dat de mine, de Florica. Te rugăm să te atingi de absolut toți cei dragi care ca tu simți de sine. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne, Dumnezeule, pentru președinte, pentru guvern, pentru toți parlamentarii, pentru toți cei din autoritățile locale. Te rugăm pentru profesori, pentru medici, pentru cei care ne asigură pacea și medicina în poliție, la pompieri și armată. Te rugăm, Doamne, pentru toți românii care le pune focus pentru ca această țară să prospere. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea. Te rugăm, Doamne, îți mulțumim, Doamne, Dumnezeu, pentru toți aceia de ajun, care sunt acum la masa Domnului Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții, din toate timpurile și din toate locurile. Te rugăm, Doamne, Dumnezeu, să ne dai putere să învățăm de la credința lor, iar atunci când timpul nostru va sosi să ne alăturăm și noi lor în împărăția ta care nu are sfârșit. Ne-am rugat toate acestea în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Tău și Domnul nostru, care trăiește și domnește împreună cu tine, cu singur Dumnezeu adevărat, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnul să fie cu voi. Părinte Sfânt și Dumnezeu, apă puternic,
să poartă păcatele noastre, să fie Mântuitorul nostru, cu bucurie și cu pocăință, primind mântuirea câștigată pentru noi, prin sacrificiul Duhului și sângele Lui pe cruce. Adonai, Dumnezeu, numele și înaintea Lui Iisus, te-i tău, cu Dumnezeu, reseniți, să ne renoiești, să ne dăiești cu Mântul și cu Tău, ajută-ne ca în mod credincios să mâncăm Duhul, să bem sângele Său, după cum El ne poruncește să facem acest lucru cu amintirea Sa. Te rugăm, adună-ne pe mână de la margine Pământului, pentru a se gătui pe mână cu toți credincioșii și sărbătoare, Mila Ta, primește rugăciunile noastre, că ne-și păstrează-ne harul Tău, doar pentru tine, Tatăl nostru, să fie toată slava, onoarea și închinarea cu Fiul și Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și purea, și în vecii vecilor. Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat-o cu mâine, după ce a mulțumit Dumnezeu, a frânt-o și oferit-o ucenicilor Săi, El a zis: luați mâncați, acesta este Duhul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat potirul și oferindu-l ucenicilor Săi, El a zis: beți toți din el, acest pahar este pentru cel nou, sângele meu, care se varsă pentru voi spre care o păcatelor. Să faceți aceasta spre amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncăm din această pâine și bem din paharul acesta, vestim moartea Domnului nostru Iisus Hristos până va veni El. Amin. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. Domnul nostru Iisus Hristos, singurul Fiu al Lui Dumnezeu, prin faptul că l-au oferit să mâncăm, să bem Duhul și sângele Tău, Tu ne conduci să ne amintim, să mărturisim Sfintele Patru, Sfânta Ta Cruce, binecuvântată Ta moarte, odihna Ta, Domnul, învierea Ta dintre cei morți, ridicarea Ta la cerul și învierea Ta pentru judecata mulțimei de pe urmă, adu-ți aducere în împărăția Ta și învață-ne să ne rugăm ținând astfel. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-și voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce ne face zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe sfințită și ne mijlocește de cel rău, că cea care este împărăția, puterea și mântuirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi. Să
sângele Domnului nostru Iisus Hristos să vă întărească pentru viața veșnică. Mergeți în pace. Amin. Domnul să fie cu voi, să vă dea pacea Lui. Amin.